Salut! În episodul de astăzi vă arăt cum se schimbă filtrul de aer pe un Ford Focus 1.6 TDCi 109 cai putere. Procedeul este similar pe mai multe mașini, dar eu e mașina mea și vă arăt pe asta cum se face. Ok, în primul rând o să trebuiască să dăm jos cutia de la filtrul de aer. Pentru asta avem prima dată trebuie să eliberăm firele. Avem aici un fir de la senzor. Îl lăsăm deoparte. Pe urmă să dăm drumul la tubulatură, tubul care merge la turbo. Trebuie să-l desfacem. De asta eu mă folosesc de o cheie. O simplă cheie de 6. Poate fi de 6, de 7, acum na, depinde de fiecare colier în parte. După ce am destrâns furtunul, trebuie să dăm jos și epuratorul de gaze, care e aici sus, așa, și avem aici un tampon de cauciuc care ține filtrul. Ăsta e tamponul de cauciuc, îl punem deoparte, iar acum filtrul ar trebui să vedem, pentru că este băgat aici, mai are două furtune pe care le ghidează și el ar trebui să iasă în sus. Trebuie scos de aici, așa, și ar trebui să vină în sus. Ok, a venit în sus, deci ăsta este locașul filtrului. Trebuie să luăm o cheie și să îl desfacem ca să putem ajunge în interior. Este o cheie de 8, dacă nu mă înșel. No, e de 7. Așa. Iar aici, la fel, folosim cheia cu clichet sau orice alt fel de cheie. Ce am destrâns șuruburile, încercăm să scoatem capacul. Eu o să mă ajut de o șurubelniță să-l crăcesc, pentru că este bine etanșat. Așa. Scoatem capacul și descoperim poziția în care este filtrul. După cum se vede, filtrul este destul de murdar. Nu exagerat, se poate și mai rău, dar e destul de murdar, așa că o să-l schimbăm. Îl scoatem de aici, pur și simplu tragem în sus. Avem de grijă ca atunci când îl băgăm, capătul se întrece. Iar eu acum o să suflu toată mizeria dinăuntru carcasei, pentru că după cum se vede, este mizerie, cu pistolul de aer. Ok, hai să facem unboxing-ul filtrului. Apropo, dacă voi aveți nevoie de piese auto, vă las link-ul în descriere de unde le cumpăr eu, zic, la un preț foarte bun, mult mai bun decât la ceea ce găsesc la distribuitori locali pe care avem noi aici în zonă. Și cam așa arată filtrul nou. Deci folosesc același filtru de la MAN de ani de zile, deci practic filtrele sunt la fel. Dacă vă uitați bine pe spate, e aceeași chestie. Uitați cum arată unul îmbâxit și cum arată ăsta nou. Se vede diferența. Și hai să-l punem la loc. O să punem întâi partea asta de aici la locul lui, iar partea de jos la modelul ăsta de mașină are un ghidaj. Deci, practic, ca să vă arăt, filtrul trebuie să intre în canalul ăsta, iar aici are un fel de ghidaj care trebuie să meargă exact la locul lui. Deci, n-aveți cum să greșiți treaba asta.
Ok, după cum se vede, filtrul a mers exact în canalul lui. Așa, și aici la fel. A mers la locul lui. Deci asta este ghidajul despre care vă vorbeam, ce trebuie să intre în canal. Îl verificăm bine, bine. Așa. După care punem la loc capacul. Capacul la fel, trebuie să meargă, are locul lui. După care vine strâns și în capac există un astfel de canal. Merge la locul lui, după care vine strâns cu șuruburile. Doar că întâi trebuie să-l băgăm manual cum trebuie. Ok, pe urmă luăm cheia cu care am destrâns și îl strângem mai frumos. După care putem trece la operațiunea de punere la loc. Bun, după ce ați văzut cum l-am pus înăuntru, eu am mai avut ceva de schimbat pe aici, mi-am făcut treaba și hai să-l punem la loc. Și îl punem practic de unde l-am luat, nu e mare șmecherie, e destul de simplu. Doar o să fie un pic de... Este destul de strânt aici, o să fie un pic de bătaie de cap până ce inimeresc exact poziția, dar nu ceva exagerat de greu sau de complicat. Punem la loc furtunele și el a cam intrat exact unde trebuia să intre. Aici l-am pus la locul lui. Punem și tamponul de cauciuc. După cum v-am arătat că l-am dat jos, tamponul de cauciuc o să ajute să nu vibreze. Să nu uităm și mufa. Așa, aici l-am conectat, o să trebuiască să strâng colierul aici la turbo, pentru asta îmi trebuie cheia de 6. Bun, cam asta este tutorialul de schimbare a filtrului de aer. Este extrem de simplu, eu o să mai am aici două conducte pe care o să le trec la locul lor, să nu le uit. Verific totul, să fie totul exact la locul lui. Cam asta este tutorialul de schimbat a filtrului de aer. Urmează să merg să pornesc mașina și asta e. Sunteți, după ce ați făcut toată chestia asta extrem de simplă, sunteți gata să mergeți încă 10.000 de kilometri.
sau încă un an de zile fără să schimbați nimic. Este foarte simplu, o să puteți face acasă, vă cumpărați piesele, vă vin acasă, schimbați filtrul după cum v-am arătat și o să mergeți în continuare. Am și celelalte filme pe canal, celelalte filtre pe canal, dar dacă nu sunt încă încărcate, o să le încarc în viitor și vă puteți uita și peste ele ca să vedeți despre ce e vorba acolo. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, vă puteți abona, uitați-vă peste toate filmele mele de pe YouTube și vedeți despre ce e vorba și dacă vă place, vă puteți abona. Ne vedem data viitoare. Pa!